Dacă până în prezent treceai pe lângă el fără să îl observi, acum, după amenajările realizate acolo, este imposibil să îl eviți. Izvorul de la Daia a beneficiat de o investiție privind reabilitarea și modernizarea zonei cu bani de la Clubul Rotarii Giurgiu, strânși în urma balului de caritate din toamna anului trecut. Marți, 18 iunie, a avut loc inaugurarea lucrării, acțiune la care au participat rotarienii giurgiuveni, dar și invitați din rândurile administrației locale și județene. Primul moment, în mod firesc, a fost slujba de sfințire a izvorului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se binecuvintează, se sfințește apa aceasta, fântâna aceasta, izvorul acesta, spațiul acesta, locul acesta, cu harul Preasfântului Duh. Președintele rotarienilor giurgiuveni, Ladislau Pic, a spus printre altele că investiția de la Daia vine într-un an în care mișcarea rotariană internațională a pus în prim plan, în afara apărării păcii și încercarea de a oferi lumii o apă potabilă curată. Ne-am gândit să amenajăm acest izvor care va potoli setea trecătorilor, nu numai giurgiuveni, ci a tuturor călătorilor care vor trece și vor avea curiozitatea să se oprească aici. La rândul său, vicepreședinte al Clubului Rotarii Giurgiu, Alexandru Vladu, a oferit celor prezenți detalii mai tehnice ale investiției, precizând că valoarea lucrărilor s-a ridicat la circa 1 miliard de lei vechi. Am gândit-o ca pe două compartimente, unul pentru oamenii setați, unde se poate să stea la o masă, să bea un pahar de apă rece, de ce să nu se mănânce și un sandwich în trecere, iar partea a doua, dincolo de gard, este pentru animalele și vietățile câmpului. Ați văzut și mai devreme cum niște oi și capre au venit și s-au adăpat. Unul dintre invitații speciali la eveniment a fost prefectul județului, Lavinia Crișu. Faptul că dumneavoastră ați făcut un izvor de apă, apa este izvorul vieții până la urmă, probabil că acesta este destinul dumneavoastră, ca sub însemnul crucii, să fiți un izvor de viață pentru o grămadă de lume din acest județ, pentru faptele dumneavoastră, pentru actele de binefacere pe care le-ați făcut nu numai aici, ci în întreg județul. Printre cei mai încântați de amenajările de la izvorul din Daia vor fi, cu siguranță, cetățenii comunei. O să avem grijă de el așa cum ne l-ați lăsat, să-l ducem mai departe, să-l îngrijim. După discursuri, evident, a urmat tăierea panglicii și, mai apoi, rotarienii și invitații lor au ciocnit câte un pahar cu șampanie sau cu apă de la izvor, după caz.